Ritmurile latino ale dansului Zumba au fost reinterpretate pe muzică populară. Un antrenor din Râmnicu Vâlcea a creat o adevărată isterie în rândul iubitorilor de sport. Predă ore de Zumba pe ritmuri atipice, fiind singurul din țară care face asta, după cum spune chiar el. S-a apucat acum 7 ani, fără niciun fel de cursuri de specialitate, și a ajuns să facă naveta săptămânal între orașul natal, Roșior de Vede, București și Drăgănești-Olt. Andrei Oșanu a găsit alinare în dans acum 7 ani, după un eveniment nefericit din familia sa. De atunci a studiat de pe YouTube ritmurile latino și a ajuns să predea ore de Zumba în mai multe orașe din țară. Ideea de a aduce muzica populară în cursurile sale i-a venit acum un an. Mi-a apărut o melodie, se numește La nunta asta, cântată de Liata Burcean. Mi-a plăcut maxim ritmul și am zis de ce nu. În fond și la urma urmei, Zumba e mișcare pe muzică și pe orice fel de muzică. Cursanții săi sunt cei mai încântați. Andrei este un instructor care nu predă doar Zumba, ci și fericire. Nu trebuie să știi să dansezi ca să faci Zumba. Pur și simplu să vii la sală, să te simți bine. După mine, în primul rând, la Zumba vii ca să te destresezi, să te simți bine, să pleci cu altă energie. Uitați-vă ce se întâmplă aici, este o atmosferă extraordinară. Antrenant. În primul rând, nici nu știam că se poate face așa ceva. Zumba, conceptul Zumba vine dintr-o altă tradiție. Este un alt fel de muzică? Sau, nu știu cum aș fi spus, poate mai mică fiind, este muzica părinților noștri, dar acum realizez că de fapt este muzică și până la urmă de cea mai înaltă calitate și este o muzică pe care se poate dansa chiar și Zumba. Săptămânal face naveta în 3 sau 4 orașe. Modul interactiv de a lucra cu iubitorii de Zumba îi aduce numai laude. Orele de Zumba pe muzică populară nu sunt doar o bună metodă de a arde calorii, ci și un curs foarte distractiv pentru care participă. Anual, instructorul de Zumba organizează la Brașov un eveniment unic în țară, când, în sincron, dansează peste 500 de persoane. Dansă, vreau să spun, din lucruri.